Liniște! Aseară ați fi semințel după masă? Nu, ești prea plecat. Aseară ați fi semințel. Da, mai înțeles. Am înțeles. Aseară țipisem și eu, nu aici, nu-ți dai încă seama de ce spui, nu? Adică a țipisem și eu după masă, precum e misia noastră. Da. Misia da. Ta e să țipești. Da. Așa. Că bine, cum vă spuneam, copil? Cum vă spuneam, copil? Aseară a țipisem misia după masă, precum e misia noastră. Așa. Acum dumneavoastră știți, că bietul polițai... N-are și el ceas de mâncare. Da, ce-ar fi să sezisesc, ai spus prostia, pe... Să sezisesc și să corectezi. Mă prinzi cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu cu dinții. Unul pe care îi contează vampirul. Nu cred că e bine să limiți atâta. Zice, din vorba, Catavencu, zice, mă prinzi cu dumneavoastră că o să voteze cu noi, dar vezi că aduci cu imitarea lui Popa Pripici. Da, ori una, ori alta, așa m-am gândit. Da, și două feluri de a... Din vorbă că ați avem. Și mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi cine cu gândul nu gândiți. Unul pe care contează vampir. Pardon, și acolo tot vampir vă zicea. Pe care contează vampirul ca pe Dumnezeu. Și când nu m-a dea pe ăla, ia de-mi pe toți. Ia ascultați scrisoarea asta. Și scoate o scrisorică din portofoliu. Ia ascultați. Diavolul de popă n-a de lucru, se scoală repede de la joc și zice: să mă îngrop, sufletul meu, nu-i că nu te. Stai să ascult și eu, numai să mă prind singarea. Și care fi că se scoală de la joc, a prins de chibritul. Așa, relaxat, e bine, relaxat. Și care fi că se scoală de la joc, a prins de chibritul, trage din țigară. Și vine să arunce chibritul aprins pe fereastră, drept în ochii mei! Nu sublinea. Nu. Drept în ochii. Da. Știi că momentul ăsta e cel mai bun din monolog până acum. Dincolo e prea împins, interesul, știi? Dar acum, imediat capătă carne, prin lipsa de tensiune, capătă adevăr, capătă. Se vine și la Andrumezi. Nu, cred că supra-solicitez niște momente care au mai puțină valoare și atunci capătă un fel de încărcătură forțată, știi? Unele, cum am descoperit pe ăla cu fumăraie de tutun și care nu e important. Nu? Era o fumăraie de tutun, parcă ieșea și fumăraie de tutun ca de la vapor. Și Catavencu vine și zice: mă prins că asta e important de comunicat gândul ăsta, mai puțin de imitat. Da. Important de ce a spus. Mă trag înapoi, alune după urul și cap pe Maidan peste un dobitor care pe semne trecea ori... Și de-a lângă urci. Așa. Dobitocul începe să strige. Toți din casă sarnă vara la fereastră. Eu cum căzuse, mă ridic de greabă, iau pitul și pe lângă urci și intru în curtea primăriei. De ce? Acum, pentru că spui o tâmpenie mare, două cu maximul de importanță. Eu mă trag înapoi, alune pe și în curtea primăriei, nu? Eu cum căzuse, mă ridic de grabă, o iau pituliș pe lângă uluci și intru în curtea primăriei. De ce? M-am mai întors eu. Așa. Dar închisesele ferestrele și trăsesele perdele. Nu, să facem și treaba aia cu... M-am mai întors eu. Închisesele ferestrele și trăsesele perdele. Iar e bucuros, cumva, puțin. Un pic, așa, puțin, amică. M-am mai întors eu, dar... M-am mai întors eu. Nu, M-am mai întors eu. Eu și puțin zâmbet, m-am mai întors, s-a disfăcut. M-am mai întors eu. Așa. Dar închisese... Nu îngroșa. Dar închisese referesele și trăsese referdele. Așa. Cine să fie? Ce scrisoare? Nu pricep. Când a plecat Ghiță, l-a chemat dincolo. I-am spus tot. Numai el le mai poate scăpa. Dar de unde aflați-și? Eu știu numai decât după Zaharia. E prea indiferentă când am plecat Ghiță. Nu, când a plecat Ghiță. Aici e prea mare ruptura. Uite, o ruptură prea mare. Da? Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo. Cum ai pierdut biletul? Nu știu.
Uite că vii. Alaltă seară. Când am plecat de la tine. Nu întinde tu mâna. De unde? De ce? Lasă-o pe ea. Alaltă seară când am plecat de la tine. Hai, și acum. La doamnă. Aici. Când am ajuns acasă, nu știu. Problema. Ia, hai ca să fixăm exact unde facem. Alaltă seară. Alaltă seară când am plecat de la tine. Da, nu căuta scaunul. Alaltă seară când am plecat de la tine. Așa. La așa, perfect. Când am ajuns acasă, nu știu dacă mai aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoara. Dar am dat într-un buzunar, știi? Oh, ce răcire. Apropo să le dea scrisoare, puțin să te avantajezi. Da, da, da. Aici. Da, adică, da. Era da, așa. Da. Am înțeles. Da, da. Replică cheie. M-am dus la Lazaret. Nu! L-am prins cu alta mai boacănă. Soițico! Soi! Soi! Oh! A aflat? Știe tot! Bine, omule, nu ți-am zis să nu-i spui? O știam eu cât e de simțitoare. Ia că vezi? Ghiță, ghiță un pahar cu apă. Ce plastograf? Curat plastograf! Nu, 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 nu!